Bună seara, prieteni, bună seara și bine v-am regăsit la Radio PCH și Radio Dinamo 1948. Sunt Ionut Zaină, mă bucur să fiu alături de voi în această seară la Sinteza Zilei. După cum vedeți, deocamdată sunt singur alături de voi în emisiune, dar în câteva minute așteptăm să intre și prietenul și colegul nostru Nicu Grameni, cel care ne va spune părerea lui despre tot ceea ce s-a întâmplat astăzi, pentru că au fost foarte multe evenimente, plecarea lui Geri, venirea lui Gigi Mulțescu, am aflat adversarul din Cupa României. Avem multe, multe subiecte de discutat, dar înainte de a intra în subiectele acestei emisiuni, dați-mi voie să distribui acest live și pe grupul Radio Dinamo 1948 și pe celelalte grupuri unde ne urmăresc dinamoviști, astfel încât și ei să aibă acces la emisiune. O zi în care am stat cu emoții, pentru că la începutul zilei nu știam cine va fi antrenorul principal. Eram convins că vom afla ceva astăzi, în cursul zilei de astăzi, dar credeam că mâine se va decide, însă lucrurile s-au mișcat foarte, foarte repede și a revenit Gigi Mulțescu pe banca tehnică a echipei noastre. În primul rând însă aș vrea să îi mulțumim omului Geri Gane, indiferent de ceea ce s-a întâmplat cu antrenorul Geri Gane și de faptul că n-a avut rezultate, tocmai de aceea și-a și dat demisia. Însă omului Geri Gane trebuie să-i mulțumim pentru că a rămas într-o perioadă foarte grea alături de noi și nu a plecat așa cum a făcut Cosmin Contra și cum au făcut și alții. A rămas într-o situație foarte, foarte grea, o situație care părea fără ieșire la un moment dat și până la urmă antrenorului nu i-a ieșit. Geri, mulțumim frumos, chiar este un băiat admirabil, un băiat cu inimă mare. Un băiat care, eu știu, a încercat să dea tot ce a știut el pentru a avea rezultate. Din păcate nu i-a ieșit, pentru că meseria asta de antrenor nu este ușoară, absolut deloc, și îți trebuie și noroc, și ceva noroc. Ce să spun? Geri, succes în continuare în carieră. Poate pasul acesta pe care l-a făcut, chiar dacă pare un pas nereușit, să îl facă să se gândească foarte serios la o carieră de principal. Eu nu spun că nu poate ajunge un antrenor bun, dar cel puțin acum, în acest moment, în această situație, la Dinamo nu i-a ieșit, ci sunt foarte, foarte multe cauze, nu neapărat din vina lui Geri Gane. Ok, a plecat Geri Gane și a revenit Gigi Mulțescu și vreau să vă spun în felul următor. Mă bucură că a revenit Gigi, am încredere că poate salva această echipă. Am mare încredere în capacitatea antrenorului Gigi Mulțescu să îi dea Dumnezeu norocul de care are nevoie, sănătatea de care are nevoie, șansa de care are nevoie și să reușească să câștige un trofeu ca antrenor cu Dinamo. Credeți-mă că pentru mine, în momentul în care s-a anunțat venirea lui Gigi Mulțescu, m-am liniștit în privința ecuației privind evitarea de la retrogradare. Mă gândesc doar că putem câștiga Cupa României și de ce nu ar fi frumos ca Gigi Mulțescu să câștige un trofeu cu Dinamo București. M-aș bucura foarte tare pentru dâns. În rest, același om admirabil pe care îl știm, care a negociat foarte puțin, care a acceptat imediat, a venit. Dânsul știe foarte bine ceea ce se întâmplă la echipă, pentru că a fost în anturajul, eu știu, clubului Dinamo, pentru că a urmărit cu foarte mare atenție ce se întâmplă la prima echipă. Cunoaște o parte din jucătorii pe care i-are sub comandă în acest moment. L-am întrebat, am apucat să vorbesc foarte puțin cu Gigi Mulțescu, l-am întrebat cât este perioada contractului și mi-a spus că deocamdată până în vară, apoi cu ajutorul lui Dumnezeu va continua și din vară. Îl salutăm și pe prietenul nostru Nicu Grameni. Te salut, Nicule, și bine ai revenit! Salut, Ionuț, vă salut, prieteni, bine v-am regăsit și cum a ieșit fum de coșul de la... A ieșit cum, avem antrenor, da, avem un antrenor. Adevărul e, Nicule, că s-au reglat repede lucrurile aseară, undeva târziu, 11-12, Geri Gane și-a anunțat demisia, iar astăzi avem deja antrenor.
până la urmă o decizie logică, pentru că Gigi Mulțescu era un antrenor în cadrul clubului și un antrenor care nu cred că mai are nevoie de nicio prezentare, pentru că îi știm cu toții capacitatea. Cum am spus, să dea Dumnezeu să aibă șansa, norocul, sănătatea de partea dânsului și să ducă totul până la capăt, inclusiv Cupa României. Da, dacă și Nea Gigi Mulțescu mai are nevoie de prezentare, înseamnă că nu știm fotbal. Nu, habar n-avem nimic. Nu, Gigi Mulțescu este omul potrivit în acest moment, pentru că cunoaște, a fost tot timpul în cadrul clubului, știe toți jucătorii, inclusiv pe cei tineri de la echipa a doua, știe pe cine poate să activeze sau să reactiveze. Practic nu are vreo necunoscută, spun eu, în acest moment la echipa Dinamo și ăsta este un mare avantaj. Pentru că dacă a venit un antrenor nou acum, o lua de la capăt și până să ajungă să cunoască echipa, se terminau și cele trei etape din acest sezon regulat și ne trezeam că o luăm poate după ultimul loc, Doamne ferește. De pe ultimul loc nu, dar... Da, am să răspund și întrebărilor voastre pe cât posibil. Spuneai că el cunoaște tot ce se întâmplă în club, sunt de acord cu tine. Sunt curios cum va evolua Stere, pentru că Stere este un jucător care a fost ochit de Nea Gigi Mulțescu. Cum va evolua Stere în viitor? Sunt curios ce schimbări va face la echipă. Știm cu toții, sau o parte dintre noi știm, că au fost jucători care au plâns în momentul în care a venit contra și a plecat Gigi Mulțescu. Sunt aceiași jucători acum și îi va fi foarte, foarte ușor. În mare, aceiași jucători, sigur, l-are pe Fabrini, l-are pe Sorescu, Pulici, eu știu, Ehman, Ricci, jucători cu care a lucrat, îl știe bine și pe portar, pe Mihaieșanu. Are mulți jucători cu care a lucrat. Sigur, are și unii pe care nu i-a văzut până acum în mod direct, nu a lucrat cu ei. Mă refer aici la Nepomuseno, la Morsei, mă refer la Anton. Nu știu dacă a lucrat cu Paul Anton vreodată în carieră, dar nu cred. Însă în mare cunoaște lotul și cunoaște problemele care sunt la Dinamo în acest moment. Asta este un mare, mare plus. Da, absolut. Și faptul că, iarăși revin la ceea ce am spus la început, faptul că a fost prezent până acum în club, clar, conferă un avantaj. Am spus înainte că cine va veni în locul lui Jerry Gani trebuie să fie un antrenor care să impună, dar la Nea Gigi este cu totul și totul altceva. Este un antrenor respectat. Asta e foarte clar. Și ai spus și tu foarte bine, ai punctat foarte bine acest aspect. Gigi Mulțescu, când a părăsit banca clubului Dinamo, au fost jucători care au plâns. Ceea ce spune foarte mult despre relația pe care o avea cu jucătorii și despre respectul pe care l-au jucătorii la adresa lui Nea Gigi Mulțescu. Asta cred că este un element foarte important în acest moment. Că fără respectul jucătorilor nu poți face treabă sub nicio formă. Da, ați văzut și stafful pe care l-are Gigi Mulțescu, Eugen Neagu ca și preparator fizic, Cătălin Mulțescu, evident, băiatul lui Nea Gigi, antrenor cu portarii, de altfel ieri era, și Iulica Mihaescu, antrenor secund. Eu cred, Nicule, o simplă părere, că ar trebui să mai fie ajutat de cineva, pentru că și Iulica Mihaescu este un domn respectabil, dar nu poate să facă foarte multe din punct de vedere al unui secund. Adică, cred că ar mai trebui cineva în staff. Părerea mea, dacă vrei așa ca o primă impresie. Da, dar să știi că am tot auzit vehiculându-se acest aspect legat de neputința, să spunem între ghilimele, a lui Nea Gigi de a se adresa jucătorilor, de a urla la ei internet. Eu m-am cam săturat, Ionuț, să văd antrenori pe marginea terenului agitându-se ca niște sifoane. Asta denotă foarte mult. Educația și învățămintele se fac la antrenamente. În timpul jocului e foarte greu să reglezi ceva, mai ales urlând la jucători. Eu mi-amintesc că unul din cei mai mari antrenori ai Europei de Est a fost un antrenor pe care nu l-am văzut schițând măcar un gest vreodată în timpul meciului și a și spus asta, Valeriy Lobanovski. La Dinamo Kiev, a spus că educația și tot ce ține de joc se fac și pregătirea se fac în timpul antrenamentelor, nu în timpul jocului, mai mult încurci. Eu nu cred că este nevoie ca Nea Gigi să stea să urle pe marginea terenului ca o femeie isterică, cum fac unii. Hai să fim serioși. Bine, ai spus de Lewandowski, care era Sfinxul, nu?
Da. Așa este, Isai, ne întreabă domnul George și Valentin cu Y. I s-a impus lui Gane să-l bage în primul 11 pe Marseille și pe Nepomuceno. Nu știu unde aș citit acea informație, nu am auzit despre așa ceva și nu știu de nicio interferență a nimănui în viața echipei. Nu cred că și-a permis cineva să-i spună lui Geri ce antrenori să folosească și ce antrenori să Ce nu jucători? folosească. Ce jucători să folosească și ce jucători să nu folosească. Chiar nu cred că s-a întâmplat lucrul ăsta. Acum să mă ierte Dumnezeu, dar legende sunt foarte multe în jurul unei echipe. Nu credeți fiecare legendă pe care o auziți. Da? Dar A este dat-o posibil, Ionuț, ProSport. în schimb, ca acești jucători să fi fost aduși fără ca el să fie consultat. Asta e acel. Nici asta nu cred, Nicule, pentru că, din câte știu eu, Nepomuceno a fost adus direct de către Mario Nicolae, da? Îl avea pe firul roșu, ca să spun așa. Ori Mario a fost adus de Jerry, deci sunt refuză, cred că nu s-au consultat. În privința lui Morsei, știu că a fost o listă de jucători pe care a primit-o și l-a ales pe Morsei. Repet, sunt Da, foarte mă multe rog. legende, e bine să nu credem toate legendele care se Știi spun, ce ar fi da? curios acum, Ionut? Știi ce ar fi foarte curios? Că am văzut acest Morsai care n-a arătat nimic, care toți spunem că este petardă. Ar fi frumos că, culmea, la Nea Gigi să joace. Da, nu știu, o să vedem, Atunci o am să... putea să spunem că, într-adevăr, mâna antrenorului se cunoaște. Bine, nu că n-am ști. Dar, într-adevăr, Acum, acest, știi cel cum puțin e? acest caz ar fi Eu cred elocvent. că în toate, dacă vorbim despre, eu știu, Dinamo, trebuie să vedem mâna antrenorului în jocul echipei, pentru că ceea ce s-a întâmplat în ultimile etape a fost orice, numai joc de fotbal, nu, chin și jale, tragedie grecică, antică, ce vrei tu, da, tragedie greacă, orice, dar numai fotbal, nu, ne-au durut ochii, mâinile, picioarele când juca Dinamo, efectiv, aseară, la sfârșitul primei reprize, nu mai aveam puterea să mai mă uit la televizor, aveam senzația că mă mușcă televizorul, pur și simplu, că dacă mă uit spre el, mi se face rău. Da, paradoxal, repriza a doua de seară a fost, cred că, cea mai bună din ultimul timp, în era Jerry Gane. Am ratat foarte mult, nu e, deci nepermis de mult a ratat Sorescu, în primul rând, incredibil de mult, dar, mă rog, face parte din fotbal, face parte din joc, sunt momente în timpul jocului când nu-ți ies anumite faze, dar totuși mi se pare că s-a ratat exagerat de mult, cel puțin Sorescu a ratat. Nicule, dacă era doar meciul de ieri, nu mă supăra pe jocul echipei, pentru că ieri, în mod normal, trebuia să scoatem minim un rezultat de egalitate sau să batem, raportând la ocaziile pe care le-am avut. Dar meciul de ieri a venit după o serie de, eu știu, 6 goluri sau 6 meciuri nereușite în campionat. Nu, e totuși prea mult, mult prea mult Da, și a categoric, umplut da, paharul. categoric. Da, Categoric. adică, iartă-mă, repriza a doua poate a fost cea mai bună repriză, paradoxal a fost cea mai bună repriză în ultimile 5 meciuri, dar asta nu ne încălzește cu absolut nimic. Categorică nu. Categoric nu, dar a fost doar o remarcă. Da, domnul Cristian Constantin spune, în primul rând, dânsul este o legendă a clubului, acum nu zic că nu sunt unii care nu au niciun Dumnezeu, dar sper să aibă o minimă decență, să nu zică careva ceva de Nea Gigi. Nu cred că a zis cineva ceva de Nea Gigi. Înțelegem situația în care se află echipa. Nu vă așteptați ca dintr-o dată de la meciul cu Iașiu să ieșim și să zburdăm și să călcăm totul în picioare. Nu spun că nu este posibil, Doamne ferește, dar nu vă așteptați să facă nici Nea Gigi minuni, însă sunt convins că va face o treabă serioasă și echipa va arăta cu totul și cu totul diferit în următoarele, de la etapă la etapă, dar va arăta mai bine de la etapă la etapă. Și apropo, Nicule, tu cum ai putut să vezi meciul de ieri? Pentru că, uite, George te întreabă dacă noi nu ne-am putut uita la TV, ție ți-au crăpat ochelarii? Băi, ochelarii port doar când sunt dintr-o emisiune și la scris, atâta tot. Că dacă îi pun pe ochi ochelarii în timpul meciului, chiar că nu văd nimic. Dar cred că aseară era, cred că era cazul să pun ochelarii aseară. Pentru că nu avem ce vedea, efectiv, la un moment dat mă și miram, zic, băi, frate, tot am sperat că vom juca bine, că vom arăta bine. În prima repriză, efectiv, mi-a crescut tensiunea. În pauză m-am liniștit un pic, am văzut schimbările au adus un plus, să spunem așa, în joc, pentru că a ieșit Morsai și a intrat Fabrini. A fost cu totul altceva, totuși, dar nu. No.
E ceva de noapte minții. Jocul echipei Dinamo a arătat groaznic în toată această perioadă și ce mi-a fost frică, mi-e frică sincer legat de meciul de aseară, și că am ce am eu cu terenul. Am crezut că o să se rupă, nu s-a rupt, culmea. Dar clar, a fost foarte greu pentru că erau băltoci efectiv în anumite părți ale terenului. Domnul Ciprian Grosu, pe care îl salut, uite, ne urmăresc oamenii și din America. Dacă nu batem la Iași, barajul e al nostru. N-a spune asta, mai sunt în afară de meciul de la Iași, mai avem încă două meciuri, dacă nu mă înșel eu, cu CFR-ul. Sigur, acolo este greu să ne gândim că facem mare lucru, dar avem acasă cu Clinceniu, apoi 9 etape din play-out în care se poate întâmpla absolut orice. Nu cred. Cred că e puțin prea devreme să vorbim despre baraj acum. Eu te întreb, în trecutul mandat, Nea Gigi Mulțescu, cât timp a avut la dispoziție până a jucat? Mult mai puțin. Mulțumesc frumos. Și a arătat echipa mai bine? Da, eu nu spun că nu se poate, Nicule, însă eu am să-ți spun ceva. Nu, omul știe cu ce se mănâncă, știe ce se le cere. Da, doar că gândește-te că echipa asta, în ultimile două săptămâni, a fost antrenată într-un sistem total impropriu pentru lotul pe care îl are Dinamo la dispoziție. Într-un 3-4-3, într-un 3-5-2, în ceva ce n-am înțeles, pentru că... Ai spus tu, e 8-1-1. 8-1-1, am senzația că Jerry scăpase rău... Frâiere. Eu știu de exact, frâiere, și se tot juca cu sistemele de joc. Ori acum Nea Gigi are în primul rând nevoie să-și dea seama de sistemul pe care să-l folosească și să-i antreneze pe băieți până sâmbătă, da, sunt câteva zile, astăzi abia i-a cunoscut pe toți, până sâmbătă să cânte aceeași partitură într-un nou sistem. Nu va fi ușor, eu nu mă aștept la o minune la primul meci. Eu îți garantez că în toată această perioadă, cel puțin în ultima perioadă, Nea Gigi Mulțescu a fost acolo și știe exact ce să le ceară acestor jucători. Eu sunt convins că îi cunoaște pe fiecare în parte, știe de la fiecare în parte ce are, ce cerințe are. Deci, știi foarte bine, când am stat de vorbă cu dumnealui, când a fost în emisiune, și ne spunea de Fabrini, că a venit la un moment dat și i-a spus, uite, nu mai face asta, pentru că nu e bine. Uite, fă asta și fă asta. Și într-adevăr a făcut ceea ce i-a cerut. Și a fost mult mai bine. După care, după aceea pe care Nea Gigi a revenit la vechile metehne. Adică Nea Gigi a spus, nu mai dribla în jumătatea proprie, nu mai dribla la jumătatea terenului, pentru că nu este productiv. Acum, în ultimele meciuri, Fabrini mai avea puțin și dribla și în careu de 6 metri la noi. Emanuel Popionuț, ești cam sceptic, nu prea-ți pare bine că a venit Nea Gigi, lasă că va veni și Rednic la un moment dat, nu? Nu sunt sceptic, dar nu vreau să văd acum un super entuziasm și, dacă Doamne ferește, din motive, eu știu, care nu țin neapărat de Gigi Mulțescu, nu vom obține un rezultat bun în primul meci, dintr-o dată să întoarcem armele, pentru că o parte dintre dumneavoastră sunt în stare să facă acest lucru. De aceea am spus, hai să fim puțin moderați, să înțelegem că e nevoie de timp, să dea Dumnezeu să vedem cu totul și cu totul altceva încă de la primul meci. Eu sunt convins însă că într-o săptămână, două, trei, echipa asta va arăta foarte, foarte bine. Da? Atenție, eu nu am pretenții la niciun antrenor să schimbe ceva în trei zile, dar sunt convins că vine și pauza generată de meciurile echipei naționale, are timp Nea Gigi să-și imprime ideile tactice și echipa va arăta din ce în ce mai bine. Eu îți spun, Ionuț, că și uite, o să ne confirme sau să infirme meciul de la Iași. Îți spun că în aceste trei antrenamente pe care le are la dispoziție Nea Gigi, pentru că nu mai pun la socoteală pe cel ziua de vineri, nu pun la socoteală, pentru că na, se va pleca. În aceste trei antrenamente se va vedea clar mâna lui și vom arăta mult mai bine. Eu sunt convins de asta. Domnul Vrajii Alexandru, de ce l-am sunat pe Bratu? Noi nu l-am sunat pe Bratu, nu știu cine l-a sunat pe Bratu, habar n-am. Am înțeles că ar fi primit un telefon din partea cuiva din anturajul clubului Dinamo. Habar n-am din partea cui a primit telefon Florin Bratu. Da, după cum vedeți, alegerea a fost cu totul și cu totul alta, deși Bratu a spus că vine. Deci e clar că cine l-a sunat... Cine l-a sunat e ok. Cu ce poftă râdea și Mudică la Digi de noi? Și Mudică, ce să-i spun, îi urez succes în carieră, atâta tot. E stilul lui, hai să E stilul lui, da. Vreți să vă dau eu de Șumudică din anii 90? Mai nu, bine. Ok. Sorin Procopi spune, Elias l-a sunat pe Bratu. Nu cred, repet. Eu zic să
este un lucru absolut firesc, pentru că nu mergi pe o singură variantă de antrenor niciodată, mergi pe mai multe variante și o alegi pe cea mai bună. Și cred că au ales-o pe cea mai bună. Dar acum știți cum e, oameni buni, vorbești cu multă lume în momentul ăsta, inclusiv cu Bratu, deși nu vreau să vorbesc acum despre antrenorul Bratu, chiar nu vreau. Până la urmă, dacă l-ar fi dorit cineva pe Bratu, Bratu ar fi fost la Dinamo, da? Adică lucrurile sunt foarte simple. Până la urmă avem un antrenor, pe Gigi Mulțescu, pe care îl respectăm, îl iubim, îl apreciem și mulțumim că a fost alături și că a venit alături de noi și că a acceptat să mai pună încă o dată umărul la salvarea lui Dinamo. Dar bine, vedeți, neastră, discutând cu Gigi Mulțescu, am înțeles de-a lungul timpului cât înseamnă Dinamo pentru Gigi Mulțescu. Pentru că, Nicule, noi știm foarte bine oameni care sunt dinamoviști, dar care au pus banul pe primul loc. Ei, Gigi niciodată n-a făcut asta, n-a pus banul pe primul loc, a pus Dinamo pe primul loc. Da, de aici vine și toată dragostea suporterilor pentru Gigi Mulțescu, pentru că oamenii văd, oamenii simt, oamenii știu, oamenii au văzut în toți acești ani de când îl știm, de fapt, pe Nea Gigi Mulțescu ca și antrenor, de când a revenit în România, pentru că a antrenat foarte mult afară, oamenii nu pot fi păcăliți. Când un suporter vede un antrenor că se codește și că are, mă rog, merge pe mai multe piste, el simte că merge după bani. Nu e cazul Nea Gigi. Nea Gigi Mulțescu a dovedit de N ori că este un om pe care ne putem baza și care nu ne-a înșelat niciodată așteptările. Da, să sperăm că va fi de bun augur venirea lui Gigi Mulțescu, pentru că eu am scris astăzi foarte puțin, e adevărat, nu am avut ideile la mine după meciul de aseară, mi-am revenit cu greu, cu toții cred că am avut o noapte scurtă. Dacă sunt pe aici dinamoviști care au dormit mai mult de 5 ore azi noapte să iasă din emisiune, să le fie rușine, pentru că cred că majoritatea am adormit de nervi undeva spre dimineață. Am glumit, nu ieșiți în emisiune, vă iertăm de data asta, rămâneți alături de noi. A fost o noapte scurtă pentru toți, a fost o noapte care s-a scurs cu gânduri negre, da? Pentru că situația era cum era la echipă și spuneam, n-am apucat să spun prea multe, dar eu cred că în felul următor, că Nea Gigi nu salvează doar echipa, acum Nea Gigi ne salvează și pe noi, pur și simplu pe noi, pe noi ca dinamoviști, pentru că, și am să explic de ce, pentru că situația în interiorul programului DDB, nu la nivelul bordului, nu vă gândiți, sau la nivelul celor care lucrează în DDB, dar la nivelul membrilor, era extrem, extrem de tensionată, nu tensionată, extrem, extrem de tensionată, pentru că toată lumea punea presiune pe toată lumea, pentru că nu te mai înțelegeai om cu persoană, pentru că au scăzut înscrierile, pentru că scădea numărul de bilete, pentru că scădeau tot. Numirea lui Gigi Mulțescu salvează absolut tot în acest moment. Nu salvează doar echipa, ne salvează și pe noi, pentru că dacă pică DDB-ul, a picat Dinamo. Aici lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt foarte clare. Dacă DDB-ul pică din vari motive, pică și Dinamo. Pentru că absolut. Dinamo este singura absolut care susține DDB-ul. Și numirea lui Gigi Mulțescu poate însemna și, eu știu, acea pastilă de calm între suporterii lui Dinamo și de încredere, astfel încât să reluăm munca pentru salvarea lui Dinamo. De aceea am spus că este foarte important nu doar impactul asupra echipei, ci și impactul asupra noastră ca cei care susțin Dinamo prin eforturile lor. E foarte important. Da, și dacă tot ai pomenit de acest aspect, Ionuț, aș vrea să completez și să spun așa, să vă întreb pe voi, cunoscându-l cu toții pe Nea Gigi Mulțescu, pentru că am ajuns să-l cunoaștem, hai să fim serioși, este o carte deschisă pentru toată lumea, pentru toată suflarea dinamovistă. Deci, cunoscându-l pe Nea Gigi Mulțescu, aveți impresia vreunul dintre voi că ar fi acceptat să vină, să lucreze în condiții, în orice condiții, și adică să nu aibă oameni care îl susțin și oameni care să fie ok în acest moment din punct de vedere al susținerii? Vorbim de DDB aici, de bordul DDB. Eu sunt convins că știa foarte bine cu cine lucrează și că nu ar fi acceptat dacă nu ar fi fost lucrurile ok. Suporterii dinamoviști nu mai dorm bine noaptea de foarte mult timp, în primul rând că nu sunt rezultate, în al doilea rând pentru că sunt certați de neveste pentru faptul că cheltuie banii pentru salvarea lui Dinamo. Păi băieți, lucrurile sunt foarte simple în sensul ăsta. V-ați dus și ați luat un bilet, cumpărați și doamnei o floare, ați cumpărat 5 bilete, cumpărați și doamnei un buchet, adică rezolvați lucrurile astea cumva.
Adică te Nu, duci eu la spun doamnă. altfel, Ionuț. Eu spun altfel. V-ați cumpărat 5 bilete, cumpărați și doamne 5. Nu, da, serios, adică încercați totuși împăcați și câinii și era să spun și varza, și soața, ca să spun așa, da? Deci știți foarte bine celebrul citat din Biblie, să-i dăm cezarului ce este al cezarului. Adică dacă e supărat că a pierdut Dinamo, nu înseamnă că trebuie să uiți că ai o soție acasă. Pentru că altfel sigur că te va certa, bă, dar și nervi și bani, nici pe mine nu mă bagi în seamă și În așa mai situația departe, actuală da? ar suna astfel, Ionuț, în situația Da. actuală ar suna să-i dăm Penelopei cei al cezarului. Să-i dăm Penelope cei al cezarului, sau așa. De ce neapărat Penelope? Că nu, că e căsătorită. A vorbit de soții. Penelopa, știi că l-aștepta pe amărât să vină de pe mări, îi țesea la plovore, ăsta nu mai venea, că avea treabă, în fine. O adevărată poveste acolo, dar am înțeles ideea ta. Da? Ionuț, Doamne ferește să nu poată salva echipa, aș vrea să văd ce mai spunem atunci. Este un om, Neagigi, nu Dumnezeu. Hai să nu mai punem presiune pe el. Se pare că punem presiune? Nu. Nu avem cum, la un moment dat, să nu avem așteptări bune. Domnul Valentin Varenca ne tot întreabă dacă rămâne Mario Nicolae. Eu am spus, din punctul meu de vedere, dacă domnul Gigi Mulțescu, actualul antrenor, dorește să lucreze în continuare cu Marius Nicolae, va rămâne Marius Nicolae. Dacă nu dorește să lucreze cu el, nu va rămâne Marius Nicolae. Eu așa văd lucrurile, Nicolae. Corect, pentru că orice antrenor, până la urmă, își alege echipa, nu? Cu care lucrează. Da, adică până la urmă asta ține de decizia pe care o va lua Gigi Mulțescu. Corect, corect. Da? Adică tricoul ăla de 100 de euro face mai mult decât Gucci și Versace. Când a auzit nevasta, a înțeles că nu este loc de discuții. Vedeți? Da? Deci, pentru mă că rog, acel... tricoul ăsta al iei tu și Gucci și Versace și soția. Nu, dar explicați doamnei că nu este un tricou, că este o bijuterie pe care și-a dorit să aibă fiecare dinamovist. Pentru că nu este un tricou. Este ca și cum v-ați lua un Rolex, da? Nu ții un Rolex ca să spui cât e ceasul. Da? Poți să ții orice ceas. O ții un Rolex pentru că este o bijuterie. Pentru un bărbat, Rolex-ul este o bijuterie. Așa se întâmplă și cu acel tricou pe care îl luăm pentru a salva Dinamo. Da? Pentru că până la urmă despre asta este vorba. Pentru noi acel tricou este o bijuterie. Sigur, cu 100 de euro, dacă aveam nevoie să ne luăm tricouri, ne cumpăram tricouri de sus până jos, de jos până sus, trebuia să ne mai cumpărăm și șifoniere după aceea să punem tricourile. Dar acel tricou înseamnă viață pentru Dinamo și asta este clar o bijuterie. Asta trebuie să explicați doamnelor. Da? Vezi, Nicule, cum am găsit vorbele, vezi? Ești extraordinar, nu? Da. Mulțumesc frumos, gata, deja mă simt mai bine. Da? Uite, cam așa i-am spus și eu soției mele, i-aș fi explicat unde va veni raba cu el înăuntru. Vedeți? Despre asta este vorba. S-a greșit foarte mult, s-a dat drumul la jucători pe nimic, politica de transferuri nulă, adică jucătorii aduși nu sunt testați, nu știu să pună un stop, pasă de 2-3 metri la adversar, nu știu ce să mai crezi. Haideți să vedem cum se mișcă acești jucători, aceia jucători cu un antrenor, da? Doamna Claudia s-a simțit, vai, vai, cât de smei sunteți băieți, dacă citesc soțiile comentariile, nu mai bagă preșul în casă. Ei, nu, lăsați să nu mai citească mai bine soțiile domnilor, că s-ar putea să... Da. Dacă ne salvează Muncescu și din vară îl schimbăm, înseamnă că nu învățăm nimic. Dar atenție, nu DDB-ul a schimbat pe Muncescu în vară, trebuie spus acest lucru. Da, au da, fost da, spanioli. Da, trebuie au fost spanioli. Da, da. Da, trebuie, au fost spanioli și apropo de chestia asta, peste două zile avem iarăși o zi importantă pentru că trebuie să vedem ce se întâmplă cu acel proces. Tu ce simți, Nicule, referitor la ce se va întâmpla peste două zile, nu mai mult de două zile? Bă, nu știu, mie, nu că mi-e frică, așa cred eu că omul ăsta va veni acum la plăcinte, știi? Pentru că acum vine la plăcinte, când războiul deja este aproape câștigat, cu licența, vorbesc de licență, suntem pe un drum bun, vine omul la plăcinte, eu așa zic, știi cum e vorba aia. Ce va face? Nu știu, că teoretic sunt două variante, nu? Adică practic, de fapt, prima și a doua, da. La proces, să câștige el sau să câștigăm noi.
El are aturile lui scriptice, adică este în acte. Noi avem aturile cu salvarea clubului financiar, pentru că fără DDB, eu nu înțeleg, el este oare conștient de faptul că, știi că el invocă, că domne, am plecat de frică. Păi da, mă, ai plecat de frică. Bun, acceptăm asta. Dar până ai plecat de frică, frica a fost pe noi. Ce ai făcut tu până în acel moment, tu Cortaseru? Ai salvat cumva, ai adus ceva bani în club, ai plecat, cum ai venit? Cu buzunarele goale, bineînțeles, pentru că așa ai venit cu el. Dar eu nu știu, probabil că va veni, pentru că dacă nu vine la acest termen, este definitiv și se închide orice discuție. Dar ce va face? Habar n-am. Eu nu cred că va veni. Dacă n-a reușit să facă rost de bani de avion, nu cred că va veni. Da. Nu cred că va veni, cred că, nu, acum lăsăm gluma la o parte, poate bani de avion o avea, habar n-am. Da, dar nu cred că va veni pentru că știe că n-are niciun ban și pentru că n-are de ce să vină. A încercat să bage bățul prin gard din nou. Da, da și uite, ieri Ionuț, știi foarte bine că vreau să spun ceva, a fost aseară invitat la o televiziune și, printre altele, moderatoarea m-a întrebat ce crezi, apropo de Cortaseru, ce crezi că va face, pentru că, uite, dumnealui susține că a fost în Anglia să caute bani și eu am spus așa, nu înțeleg cum s-a descurcat el în Londra, că nu știe un cuvânt, o boabă și nici cu mâna întinsă, dacă stai, tot nu poți să faci rost de niște bani. Trebuie să scoți două cuvinte. El nu știe. Corect. Deci nu mă bazez pe nimic, am spus-o și în emisiunea de dimineață, pur și simplu nu cred că va veni. Prietenul nostru Șoni ne spune, Ionuț, te aude nevasta, nu-i mai da curaj, îmi ia cardul și ciuciu biletul. Ciocolom, doamnă, ca să vorbesc pe limba dumneavoastră, lăsați omului cardul care are nevoie de el. Chiar are nevoie de el. Da? Lăsați-l că în viața asta mai avem ceva de făcut și mai avem un club de... Mai avem un club de salvat. Ce să spun în privința procesului? Eu sper să nu vină, să nu fie iarăși reprezentant. Asta ar fi varianta cea mai bună și să piardă pur și simplu. Da? Asta este, o să vedem. Nicule, ce crezi că va schimba repede Gigi? Dacă te gândești la primul 11, ce crezi că va schimba Gigi în primul 11? În primul rând va schimba modul de pregătire a meciurilor. Asta e foarte clar, pentru că omul este antrenor, nu este antrenor secund. Punct. Aici e, nu discutăm. Aici este cu totul și cu totul altceva față de Jerigane, pentru, na, tot respectul pentru el, dar eu asta am spus tot timpul și știi foarte bine, nu s-a putut debarasa de statutul de secund. Clar. Pregătește meciurile cu totul și cu totul altfel. Tactica pe care o pregătește este în funcție de adversar, iarăși un aspect foarte important, asta o face un antrenor, atenție, un antrenor, bun, și cred că va schimba sistemul de joc. Tu ți-aduci aminte cum a jucat, ce a jucat el în sezonul trecut? Da. Ce știu. Sistem a jucat? 4-2-3-1. 4-2-3-1, da, Nea Gigi a jucat în 4-2-3-1 în funcție și de jucătorii pe care i-are la dispoziție. Atenție, acum să vedem când revine Nemeț. Vreau să te întreb, eu n-am mai aflat nimic. Ai aflat ceva de Nemeț? Știu că se pregătește și că e posibil să fie în lot pentru meciul de la Iași. Oh, Doamne ajută. Asta e o veste bună. Cât despre Andrei Blejdea, pentru că și despre el am stat de vorba seară cu el după meci. Am stat și înainte și după meci. Bine, după meci era extrem de trist, ca și mine de fapt. Dar am aflat de la el că nu s-a operat, că se antrenează cu echipa, are dureri, atenție, are aceleași dureri, dar că medicii din Turcia i-au spus să se să forțeze pentru că să joace cu să se pregătească să joace cu aceste dureri care vor dispărea pe parcurs. Nu e simplu, dar asta e viața. Dragoș Adrian Sterpu spune, dacă până astăzi dimineață nu credeam că vine nebunul, astăzi mi-am schimbat un pic opinia, oricum este binevenit și așteptat în țară. Nicolae Leșinat, ești într-o parte, așa te simți bine? Da, a căzut Nicu, probabil că va reveni alături de noi, deocamdată are mici probleme cu telefonul. Domnul Vicența spune și chiar dacă ar veni și nu are bani, ce poate să facă la Dinamo, o să cheamă DDB și să zică că vrea să conducă pe banii noștri. Da, nu știu dacă, ia să vedem dacă și-a revenit Nicu. Nu știu ce poate să facă, nu și-a revenit Nicu, îl așteptăm în continuare alături de noi. Da? Eu nu știu de unde să aibă bani de avocat Cortaseru. Nu
știu, e greu de spus de unde să aibă bani Cortaseru. Ar însemna să intrăm în speculații asupra cărora nu avem controlul. Până la urmă, poate va veni cu un avocat, poate, nu știu, este dificil. Da, este vorba despre un impostor, cum ne spune domnul Valentin, dar până la urmă, haideți să vedem ce decide justiția. Eu voi sta cu oarecare teamă, sunt convins că șansele sunt de partea DDB-ului, mari șanse sunt de partea DDB-ului, dar voi sta cu oarecare teamă până nu văd verdictul din justiție. Nu cu o frică foarte mare, pentru că am înțeles că nu este o decizie definitivă, dar sigur că am ceva emoții pentru acel proces. Sper să fie de partea noastră. Da, te-am auzit, să știu, am văzut că mi-a sunat telefonul și, mă rog, asta a fost. Dar știi ce era interesant? Că vorbeam cu persoana la telefon, dar te auzeam și pe tine. Ah, foarte interesant. Da. Da? Ioane, spune-ne, te rog, care sunt consecințele dacă nu vine la proces. Păi înseamnă că toate hotărârile luate până acum în AGA, Adunarea Generală a Acționarilor, rămân în vigoare, că actuala structură a Adunării Generale a AGA, a Consiliului de Administrație, îmi cer scuze, de Consiliul de Administrație este vorba, a Consiliului de Administrație, rămâne aceea structură și înseamnă că avem majoritate. Iar președinte rămâne în continuare BG Eftimescu. Cu lumea să nu înțeleagă greșit. Deci dacă noi câștigăm acest proces, nu înseamnă că am câștigat acțiunile lui. Acolo e alt război, va fi de lungă durată și sperăm să... Da, va fi un prim pas ăsta, clar. Dacă urmărim comunicatele de DDB în această privință, sunt confuze, nu știm cât mai avem până să obținem licența. Ce să spun, din câte știu eu, era undeva în jur de 500.000 de euro, dar nici eu nu am informație. 550.000 de euro, am spus. Acum am aflat. Nicule, poți să vorbești puțin mai tare? Cred că ți-ai dat microfonul puțin mai încet. Voi îl auziți bine? Da, nu știu dacă... Deci știu că s-a ajuns la 550.000 de euro. Acum am aflat. Deci mai avem încă 550.000 de euro de strâns pentru licență. Da? Am văzut și declarațiile lui Cornel Dinu, cel care spune că acțiunile sunt la negoiță. Ce să spun? Din punctul meu de vedere se înșeală, domnul Cornel Dinu, dar este strict punctul meu de vedere. Ar fi fost simplu să fie așa, ar fi fost bine să fie așa, din păcate, pentru noi, pentru Suflarea Dinamovistă, nu cred că este așa. Da? Și acum vom mai discuta despre un subiect, și anume cu Astra Giurgiu în semifinalele Cupei României. Nicule, cum ți se pare ție tragerea la sorți? Da, știi că erau trei variante. Dacă, mă rog, am căzut cu varianta de mijloc, adică nici cea mai grea, nici cea mai ușoară. Odată cu schimbarea antrenorului, clar, șansele noastre au crescut și cred că vom avea o dublă foarte echilibrată, din care sper să ieșim învingători, pentru că pe lângă faptul că trebuie să salvăm clubul de la faliment, pe lângă faptul că trebuie să ne salvăm de la retrogradare, ăsta ar fi chiar cireașa de pe tort, o finală de Cupa României pe care ai putea să o și câștigi la un moment dat. Știi că, apropo, pentru aceste trei meciuri, ca să câștigi Cupa, știi că nu trebuie neapărat să câștigi, nu trebuie să câștigi niciun meci? Păi, da, e corect. Facem 0-0 la noi, 1-1 la ei și apoi 0-0 sau un rezultat 0-0, de egalitate până după prelungiri. Da. Până la penalti. Deci da, bine, se aud. Da, știu că Nicu se aude mai încet. Nicule, verifică-ți puțin telefonul pe volum. Vezi dacă are volumul dat la maxim, te rog. Da, eu cred că o să ieși și o să intru din nou cel mai bine. Da, ieși și mai intră încă o dată pentru că tu te auzi foarte, foarte încet. E bine că am picat cu Astra. Sincer, nu e cea mai bună variantă. Cred că cea mai bună variantă pentru noi, cea mai facilă, era să picăm cu echipa de Liga a doua, echipa lui Flaviu Stoican. Nu a fost să fie, am picat cu Astra, dar nu am picat nici cel mai rău, pentru că e clar, un meci cu Craiova era un meci foarte, foarte, foarte dificil, chiar foarte dificil, da? Și mai bine acum? Oh, da, mi-ai rupt urechile. Stai că m-ai trezit, adormisem aproape, da, m-ai speriat puțin. Da? Eu cred că putem să ne declarăm mulțumiți cu tragerea la sorți. Nu e nici cea mai grea variantă, nici cea mai facilă variantă. Da, așa este. E o dublă, am și spus mai înainte, dacă n-am fost auzit, o să spun din nou, e o dublă
echilibrată, dar care ne poate, mă rog, șanse sunt foarte multe. Eu zic că odată cu schimbarea antrenorului, repet, odată cu schimbarea antrenorului, șansele noastre au crescut. Și Eugenia Goie a spus, astăzi a declarat că nu putem să ne luăm după Dinamo din acest moment, pentru că peste o lună de zile va fi cu totul altceva. Sigur că da. Deci, vă că da, în privința meciului de cupă, Gigi Mulțescu are o lună de zile la dispoziție. E clar că echipa asta va arăta diferit. Sperăm să arate cu totul și cu totul diferit, exprimarea în joc să fie alta. Uite, avem printre noi optimiști, cum e Nicu, cum sunteți majoritatea dintre voi, care spuneți că o să arătăm diferit de la următorul meci. Eu am spus ok, și într-o săptămână, două, dacă se pun lucrurile pe picioare, e în regulă. Da, este chiar în regulă, dar sunt convins că vom arăta cu totul și totul diferit. Îl știm pe Gigi Mulțescu și știm că este un antrenor care a transmis întotdeauna seriozitatea echipelor pe care le-a antrenat. Echipe serioase, echipe puternice. Și atunci, da, știm că acolo va ajunge și Dinamo, sigur, atât de puternică pe cât îi permite lotul pe care l-are Nea Gigi la dispoziție în acest moment. Da, și cu atât mai interesantă pare această dublă și este de dorit să ne calificăm în finală, cu cât e foarte posibil ca la ziua finalei să poată fi prezenți o parte dintre suporteri în tribune. Era o minune să te auzi și tu încet și calm, Ionuț, adică era chiar... Dar zice, mă, că eu am fost foarte calm, eu întotdeauna sunt foarte calm. Câteodată, vedeți, da, noastră, ești bolnav ceva. Eu am mai multe tipuri de calm. Da, e calmul meu obișnuit, pe care îl afișez și acum, și am un calm extrem de coleric, în care vă bag și vă scot de peste tot. E calmul oltenesc, dar tot fel de calm, tot un calm este. Este acel calm al colericului, care spune, dă-mi, Doamne, răbdare acum, că eu mi-am pierdut-o, gata. Tot calm este. Chiar nu vă înțeleg, cum puteți să spuneți că nu sunt calm? Așa ceva n-am văzut. Nu te-am recunoscut, să știi. Eu am zis că am văzut ceva. Bă, adevărul e că am o scuză, n-am dormit deloc azi noapte și nici eu. Da. Și vă văd cam dublu, da, Constantin Dacianu spune controlează-ți vocabularul. Dacă era vorba de vocabularul meu, este foarte controlat. Când am spus că vă bag și vă scot, mă refeream sigur la figurat, din emisiune. Da? Din emisiune, la nimic altceva. Nu știu unde v-ați gândit dumneavoastră, vedeți. Întotdeauna îmi controlez vocabularul. Da? Dăm, Doamne, răbdare că dacă îmi dai putere... A, nu era vorba de mine, iar mă bag în seamă. Vezi? Eu nu văd comentariile, am senzația că, vedeți, egoistul din mine și ego-ul puternic, să mă cred buricul pământului, am senzația că toată lumea vorbește cu mine. Ce ai făcut azi noapte, Johnny? L-ai sunat pe Șumi? Ce treabă am eu cu Șumudică, mă? Adică știți cum se spune despre Șumi? N-aveam de ce să-l sun eu. Da? Adică, na, ce să zic de Șumudică? Dar nu, chiar nu vreau să vorbesc despre ce s-a vorbit. Îmi pare rău că simte nevoia să se dea cocoș, să apară în presă și să spună toate lucrurile astea. Ce, iar a mai spus ceva? Da, deci că a apărut și asta și a zis că a fost sunat azi noapte și... Păi probabil că are o voce caldă și de-aia anumitor oameni le-a plăcut faptul că are o voce caldă și au dorit să mai converseze cu el, da? Eu nu ți-am văzut că toți își doreau să pice cu Dinamo, se înșeală amarnic, Dinamo va câștiga cupa la pas cu Mulțescu. Să dea Dumnezeu să ai dreptate, repet, pentru mine ar fi o mare bucurie să nu numai să câștige Salvează Dinamo, mesajul ăsta. Salvează dar mesajul ăsta. Să Gigi Mulțescu să câștige un trofeu cu Dinamo, oare cum ar fi? Cum ar fi așa pentru dânsul ca dinamovist după ani de zile? Mai țineți minte câți ani au trecut de la ultimul trofeu, în afară de Cupa Ligii, că hai, ăla îl mai ține minte, dar un trofeu serios de când am mai câștigat? Văleu, mămicuță, hai, da? Ce să spun? Pentru să câștige Gigi Mulțescu în Cupa României acum, să fim salvați de la retrogradare și dacă noi împreună prin programul DDB reușim să salvăm clubul, eu cred că este absolut fabulos. Cred că ar fi un an absolut fabulos, dar avem în continuare o luptă de dus și pentru salvarea clubului și rugămintea mea la voi este să vă reveniți, să vă luați cardurile de la soții pe cât puteți. Dacă nu folosiți cardurile dumneavoastră, mai cumpărați un bilet, mai cumpărați un tricou, mai convingeți pe cineva să vină alături de noi în programul DDB, pentru că avem o luptă de dus. Chiar avem o luptă de dus și trebuie să ne câștigăm noi această luptă. Să știți că în lupta pentru evitarea problemelor financiare,
nu ne poate ajuta Gigi Mulțescu, acolo trebuie să ne ajutăm noi. El ne ajută prin ceea ce va face echipa în teren. Și dacă omul ăsta, eu știu, la o vârstă și cu un risc, un aplat într-o zonă de risc foarte mare, vine și muncește alături de noi, nu putem decât noi să ne facem treaba ca să aibă liniștea necesară la echipă. Eu așa văd lucrurile. Auzi, Ionut, stăteam și mă gândeam astăzi. Cum va arăta? Îți dai seama ce imagine va fi la Kiev, pe o bancă Lucescu, pe cealaltă bancă Gigi Mulțescu? Senzațional! Absolut senzațional, da. Absolut senzațional și, într-adevăr, ce să spun, Gigi Mulțescu merita acel amical. Da. Merita să fie pe bancă la acel amical. Trebuie spus, după plecarea lui Contra, director tehnic, trebuia pus după plecarea lui Contra, director tehnic și Gane principal, era bine acum. Din câte știu eu, Geri Gane nu a vrut să lucreze cu cineva, a preferat să lucreze singur. Dacă tot s-a înhămat la munca de principal, a preferat să facă munca de principal. Nu i-a ieșit. A preferat să lucreze singur și să cam lucrați. Da, a preferat să lucreze singur și să cam lucrat singur. Ce-mi place că oamenii s-au prins ieri că îi blochez mai greu pe YouTube și au considerat că e o tribună din care pot să atace DDB-ul de acolo și vreau să-i anunț că acum pot să-i blochez foarte ușor pe YouTube. Na, 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 sunt ghinion! Ce să fac? Asta este și Cătălin la vânătoare pe acolo, cred. Nu. Acum am ieșit eu la vânătoare pentru că o parte dintre dumneavoastră, un mic număr, foarte mic număr, chiar insignifiant, s-au gândit ei că, băi, dacă tot e pe YouTube, avem o tribună de unde să, sunt emisiunile pe YouTube, avem o tribună de unde să atacăm DDB-ul. Nu aveți, vă spun eu. Da? Da, na, am zis, hai să vă dau o veste bună, de acum vă pot bloca și pe YouTube, ce frumos, viitor luminos. Da, pentru că, repet, din punctul meu de vedere se acceptă orice opinie și niciodată nu am contrat părerea unui om. Acuzele nefondate și atacurile nefondate vor fi întotdeauna blocate pentru că nu avem aici o tribună din care să fie atacat programul DDB sau anumite persoane la dispoziția unuia sau altuia. N-au decât să facă acest lucru pe profilele lor proprii și personale și privește. Da. Da, Ionuț, Real, Barcelona, Atletico au trimis mesajul nostru în toată lumea pentru a cumpăra un bilet la meciul salvării. Încă 7 cluburi din La Liga au trimis mesajul nostru către grupurile lor de suporteri sau socios. Dea Dumnezeu să fim ajutați cât mai mult pentru că avem nevoie de orice ajutor în acest moment. Chiar orice ajutor. Ionuț, dar părintele ăla de ce stă pe bancă? Ce părinte stă pe bancă? Bărbosul. Se referă la Marius Nicu. Asta pe bancă? Nu și am văzut. Asta pe bancă? Da. Nu m-am uitat. Păi el, vine la tabelă, da. Nu mai e trandafir? Nu. Cam de când a venit Marius Nicu? Vă dați seama ce spirit de observație am, că eu nu mi-am dat seama că nu mai e trandafir pe bancă? Nici nu m-am uitat. Marius este cel care stă pe bancă. Am înțeles. Păi da, pentru că probabil că nu avem un delegat la echipă. Da, de la primul meci. Da, înseamnă că a renunțat și da, Trandafir mai e în club? Este în club, da. Am înțeles, a renunțat Trandafir să mai facă pe delegatul și face Mario pe delegatul, asta e. Oricum, la cât de mulți sunt oamenii aia de acolo, ce să spun? Da, oricum, din punctul meu de vedere, Dinamo trebuie restructurat organizatoric din vară. Dacă ajută Dumnezeu să ajungem cu bine în vară și să avem clubul în posesia DDB-ului, așa cum cred că se va întâmpla și sper că se va întâmpla, trebuie reorganizat din toate punctele de vedere, pentru că organigrama este acum cu totul și cu totul în aer. Sunt multe posturi care trebuie acoperite și sunt foarte puțini care mai lucrează în club în acest moment. Da, n-am mai fost la Rin de ceva timp, dar ultima dată când am fost, penultima dată când am fost și, de fapt, ultimele dată când am fost, era o mare tristețe acolo. Iar cine n-a trecut de vreun an jumate pe acolo și știe cum era înainte, vânzoleală și agitație și na, ca la un club de fotbal, ceva normal, cred că dacă merge acum va avea un mare, mare, mare șoc. Este o tristețe totală, e dezolant să mergi acum la birourile de la Rin ale clubului Dinamo.
Da, păi țin minte, mai, la un moment dat chiar glumeam, Nicule, cred că am mai spus asta, dacă da, iertați-mă, am început și eu să fiu puțin senil, ca toți dinamoviștii după 7 înfrângeri, da? Să am probleme cu memoria, nici nu mai știu câte înfrângeri a fost, am și uitat, gata. De mâine o să fie doar victorii, da? La un moment dat erau mai mulți dintre cei care lucrau anul trecut la RIN, la noi la studio, decât erau în Dinamo. Da, și chiar râdeam puțin, zic, bă, v-ați mutat cu toții aici. Asta este, din păcate, avem un club cu mari, mari probleme, pentru că au venit spaniolii și au făcut un jaf și a fost pe principiu scapă cine poate și au scăpat foarte, foarte puțini. A venit apoi DDB-ul să facă curățenie de oamenii spaniolilor, au scăpat și mai puțini și ați văzut ce s-a întâmplat. Da? Aici suntem în momentul de față. Trebuie reorganizat și trebuie un președinte și trebuie o reorganizare făcută serios dacă vrem să rezistăm în următoarele sezoane. Da, corect, așa este și am spus-o de fiecare dată, de câte ori am avut ocazie de vă am spus-o. Nu ne permitem luxul să luăm o pauză în acest moment pentru alte activități decât acelea pe care le facem acum de salvarea clubului. Orice acțiune care nu are legătură cu acest subiect, cred că nu este binevenită în acest moment. Spuneam de alegeri, ok, vor veni și alegerile. Este normal ca oamenii să-și pună întrebări, este normal ca toți întrebe când vor fi alegeri. Numai că trebuie să ne gândim foarte bine, că nu avem timp de așa ceva acum. Este războiul nostru cu acest deziderat, cu faptul că trebuie să rămânem în Liga 1, faptul că trebuie să salvăm clubul din ghearele acestor incompetenții, acestor impostori, care, fără să vrem noi, de fapt, pe noi nu ne-a întrebat nimeni ce vrem. Noi ne-am trezit cu clubul în mâinile lor. Și dacă noi nu salvăm financiar, tot ce vorbim acum, tot ce facem acum, va fi în van. Așa că nu vă mai gândiți la nicio pauză luată pentru alte motive și haideți să terminăm o dată, să scăpăm, după care vom vedea. Avem timp după aceea să ne dăm bobârnace, să ne reproșăm. Nu e momentul pentru reproșuri. Este momentul să mergem toți în aceeași direcție. Și cred că nu este un dinamovist care să nu dorească să ajungă la mal. Corect. Să nu ne înnecăm ca și mudică la mal. Să nu facem chestia asta, da? O mică glumă, Ionuț, fără supărare, dar ți-ar sta mai bine fără sprâncene. Aoleu. Aoleu, ce imagine apocaliptică, da? În altă ordine de idei, Nea Gigi trebuie sprijinit chiar dacă pierdem. Nea Gigi trebuie sprijinit indiferent ce se întâmplă la următorul meci, da? Vom Eu... bate, vom bate aici. Vom bate. Chiar m-a amuzat acum cineva a scris pe YouTube, eu cred că Dinamo va retrograda. Pentru cei care au asemenea credințe, vă anunț un lucru, sunteți mai atei ca Ion Iliescu, nu aveți niciun fel de credință, pentru că în general mai credem în Bunul Dumnezeu, în Sfânta Fecioară, în Sfânta Maria Magdalena, dar să crezi că o echipă va retrograda, mai ales echipa pe care spui că o iubești, mi se pare o adevărată nebunie. Ai o credință greșită, revină-ți puțin. Mai Eu facem cred că mai... te-ai rătăcit, prietene. Da. Eu mai facem o exorcizare, mai dăm cu usturoi pe tine să piară de acolo, că prea te-a acaparat zău așa. Da? Iar referitor la Marius Nicolae, băi, oameni buni, eu nu vorbesc acum despre capacitatea omului Marius Nicolae, directorului sportiv Marius Nicolae. Ok, l-am taxat atunci când am văzut că Iazaldea a semnat cu o echipă de Liga 1, dar am o rugăminte la voi. Fiți bărbați și nu mai criticați fizicul altui bărbat. Fizicul e ăla pe care vi l-a dat Dumnezeu. Atunci când vă vine să criticați fizicul altui bărbat, uitați-vă în oglindă. Și dacă vă considerați frumoși, schimbați-vă sexul în secunda 2. Bă, înțelegeți că suntem cu toții la fel de nasoi, de nașparli, de urâți. Cum vă permiteți voi, ca bărbați, să vă luați de fizicul altui bărbat? Mie asta mi se pare cea mai mare, cum să spun, cea Cum mai a mare glumit mito. cineva? A? Cum a glumit cineva, apropo de asta, de uitat în oglindă? Te uiți în oglindă și când te vezi acolo, spui, ah, not my type. Exact. Adică, băi, oameni buni, vă înțeleg narcisismul, mă, vă înțeleg narcisismul, dar totul are o limită. Cum să vă luați de fizicul unui om? M-ați înnebunit? Eu știam că dinamoviștii au creierul în capul lor, că-s băieți deștepți. Bă, nu am spus, da, și noi avem, putem avea opinii, da, nu e nici Ana Paucăr să zici că, bă, e genul ăla de femeie urâtă cu pauze, da? E un bărbat normal care și-a lăsat barbă, atâta tot. Important este ce...
arată în meseria pe care o face. Hai să judecăm omul după ceea ce face în meseria lui, nu după cum arată. E rugămintea mea la voi, pentru că ne descalificăm noi ca oameni dacă facem lucrul ăsta. Chiar ne descalificăm noi ca oameni. Îmi pare rău să spun, pentru că unii dintre voi îmi sunteți prieteni și vă zic cu toată dragostea. Dar haideți să nu coborâm acolo, să ne luăm de fizicul unui om. Gândiți-vă că dumneavoastră, Ioane, dacă pentru că tu ești urât, nu înseamnă că toți bărbații sunt urâți. Doamne, dacă a scris asta panică, mă închin cu ambele mâini. Deci dacă a scris o panică, m-am închinat cu ambele mâini. Ai dreptate. Ai dreptate, panică, tu ești frumos, pupa-te-ar tata, dar stai departe, tati, că ne anunți când te întorci cu fața. Stai, ești frumos. Nu, frumos, tati, frumos. Și trăiești mult, da? Deci, bă, dar Toma panică și-a găsit să comenteze. Deci o altă așchimodi, o X, o Y, o Z n-a găsit. Băia, gata că închide misiunea. Da? Deci dacă s-a luat panică, a, nu se poate așa ceva. Da? Nu, acum lăsăm gluma la o parte. Ai intrat în panică. Da, lăsăm gluma la o parte. Chiar glumeam acum cu prietenii noștri de la Doar Dinamo. Dacă e panică, repet, poate să fie un alt admin, dar băieții scaio și așa. Însă ai înțeles ideea, nu trebuie să ne luăm de fizicul niciunui om, indiferent cum arată, chiar indiferent cum arată, da? Auzi, da. Ca să glumim, tu acum pentru cine faci lobby? Da, uite, ne ceartă cineva, ne spune că e Caterinca. Da, mai avem și emisiuni în care acum am fost mult prea serioși. Vedeți, dacă nu vă uitați la emisiunile de dimineață, acolo se mai râde, mai glumim, mai... Da. Când ați văzut, serios, Nicule, cred că amândoi am început să... Aoleo, stai puțin că am văzut un comentariu haios. Ionuț nu e urât, urât era Gioie Panait, mamă, dar ăla era urât cu pauze, frate. În fine, ăla de la Steaua, mă. Mamă, urât. Da, urât cu... Da? Bun. Am uitat ce vreau să spun. Da. Când am început noi emisiunile. Băi, Nicule, eu n-am mai făcut cu tine o emisiune atât de serioasă ca asta de azi, cred că de foarte mult timp. Ne-am degradat rău de tot, ne-au lovit ultimile rezultate. Păi da, pentru că eu sunt de fiecare dată cel care încerc să mai detensionez un pic situația, să mai vin cu o glumă, să mai vin cu ceva acolo, știi foarte bine, pentru că ăsta e felul meu, dar, na, ai zis bine, situația din ultima perioadă ne-a făcut așa, nu serioși, îngrijorați și cu gândurile ațintite strict pe problemele clubului Dinamo și ale echipei, de fapt. Odată cu schimbarea asta, parcă ne mai descrisim și noi un pic frunțile, pentru că avem încredere în ceea ce va putea să facă Gigi Mulțescu. Și că va ieși soarele și pe strada noastră, chiar dacă afară plouă și se anunță ploaie toată săptămâna. Da, corect. Gata, prieteni, am râs, am glumit, nu părăsim incinta. Concluzii. Mulțumim, Geri, pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi. Mulțumim, Nea Gigi, pentru că vii să ne salvezi pe toți încă o dată, pentru că avem nevoie să fim salvați cu toții, avem nevoie de o purificare cu toții. Fraților, haideți să luăm bilete, haideți să susținem programul de DB, haideți să facem tot ce depinde de noi ca să ținem Dinamo în viață. Pentru că lucrurile sunt simple. Dinamo se iubește, Dinamo nu se judecă. O seară excelentă vouă. Hai, Dinamo! Hai, Dinamo!